Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 19. Voi citi de la versetul 41 la 48. Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 41 la 48, pagina în Biblie 1015. De asemenea, putem să urmărim și pe ecran, cred că, și acasă pe computer. Și cuvântul Domnului spune în felul următor. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod, în templu, și preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului, căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi creștinătatea sărbătorește ceea ce este cunoscut istoric, religios și bisericesc sub numele de Sărbătoarea Floriilor și Sărbătoarea Intrării Triumfale a Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim. Se numește Sărbătoarea Floriilor pentru că atunci când el a fost primit în Ierusalim, în acea zi, oamenii l-au așteptat cu flori, l-au așteptat cu crengi de palmieri, de finic, cu hainele așternute pe jos. A fost o zi de sărbătoare, o zi în care Iisus Hristos a fost primit de mulțime, nu de lideri, de mulțime, ca împărat. A fost ziua în care cuvintele din Zaharia 9:9 s-au împlinit, când cuvântul Domnului spune: saltă de bucurie, fiica Sionului, că împăratul tău vine la tine. Este blând, smerit, călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Împărații lui Israel aveau acest obicei: atunci când erau încoronați, se urcau pe un cal, după ce erau unși cu un de lemn de către profeți și preoți, apoi mulțimea, cu crengi de finic, de palmier în mână, striga: trăiască împăratul, binecuvântat este împăratul nou care se ridică. Iisus nu s-a urcat pe un cal ca să arate majestic, s-a urcat pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea, exact cum îl vede Zaharia, blând și zmerit, a venit la Israel ca împărat. Mulțimea l-a primit ca împărat, nu însă și cărturarii, fariseii mai mari norodului, preoții cei mai de seamă. De fapt, Iisus Hristos trebuia să fie primit în Israel ca fiul al omului, ca fiul al lui Dumnezeu și ca fiul al lui David. Însă dacă vă uitați în cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, de la versetul 1 la 4, el este respins ca fiul al omului. Când Pilat a spus: ecce homo, iată omul, noroadele și liderii lor l-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Când Pilat a spus această expresie, iată omul, el a vorbit practic
în dimensiune profetică, pentru că a prezentat națiunii lui Israel și popoarelor toate pe Iisus Hristos, adevăratul om. Este omul edenic, care este plin de prezența lui Dumnezeu și care este fără de păcat. Iată omul. Așa trebuia să fie omul, așa trebuia să arate omul, așa va trebui să arate omul în viitor. Însă Iisus Hristos a fost respins ca fiul al omului. Au strigat să-l răstignească. Apoi, în aceeași Evanghelie după Ioan, capitolul 19, versetele 7 la 12, Iisus Hristos este respins de către mai mare lui Israel și de către mulțime ca fiul al lui Dumnezeu. Ești tu împăratul? Ești tu fiul lui Dumnezeu? Și când el a spus, da, sunt, atunci s-au înfuriat și l-au condamnat la moarte să fie răstignit. L-au respins ca fiul al lui Dumnezeu. Și apoi, în Ioan 19, 13 la 15, Pilat a pus această întrebare. Să răstignesc pe împăratul vostru? Și a spus, răstignește-l. Iisus Hristos a fost respins ca fiul al lui David, descendentul legal pe tronul lui Israel. Deci, ca fiul al omului, ca fiul al lui Dumnezeu, ca fiul al lui David, el a fost respins. Dar, de fapt, respingerea s-a produs în această zi, o zi profetică. Haideți, deci, să ne uităm împreună la pasajul pe care l-am citit și la pasaje paralele și similare în Evangheliile Domnului nostru Iisus Hristos și în cărțile Sfintelor Scripturi, un mesaj pe care l-am intitulat Iisus cel respins. Iisus cel respins. În primul rând, semnificația expresiei măcar ziua aceasta. Deci, în primul rând, semnificația expresiei măcar ziua aceasta. Uitați-vă în versetul 41 și 42. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Este vorba de Ierusalim. Acum se uită la Ierusalim de pe muntele măslinilor. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Mai mare norodului, preoții cei mai de seamă, cărturare, doctorii legii, fariseii, deci partida fariseilor, care cercetau cuvântul cu deamănuntul, știau foarte bine în ce zi se află. Știau foarte bine. Și pe Iisus Hristos, măcar că știa toate lucrurile de dinainte, fiind și Dumnezeu, l-a surprins, pe de altă parte, ca om, faptul că, deși știau atât de bine ce înseamnă această zi, totuși se poartă ca niște ucigași, ca niște criminali, ca niște urâtori de Dumnezeu. Ce era ziua aceea? Ziua aceea era împlinirea profeției lui Daniel. Daniel, capitolul 9, versetele 24 la 27. Domnul Dumnezeu a revelat acestui profet istoria lui Dumnezeu cu Israel, de la A la Z, de la început la sfârșit. Și așa cum face Dumnezeu cu poporul evreu, nu cu biserica, cu poporul evreu, nu cu biserica, de aceea, în paranteză spus, când Domnul va răpi biserica, vorbeam și în cursul săptămânii, la o întâlnire, la o noapte de veche în Riverside sau în San Bernardino, când Domnul va răpi biserica, pentru biserică el vine ca un hoț. Nu știe nimeni. Când va veni pentru Israel 7 ani mai târziu, va ști toată lumea. Toată lumea. De aceea Scriptura spune, orice ochi îl va vedea. Pentru că se știe exact când vine pentru Israel. Dumnezeu are două feluri de a lucra. Cu biserica lucrează fără date precise, de aceea ne trebuiește veghere în fiecare zi. Cu Israel lucrează cu date exacte. Și în cuvântul lui Dumnezeu, prin profetul Daniel, i s-a spus așa. Uitați, versetul 24 din Daniel 9. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor,
până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, ați auzit? Neprihănire veșnică. Deci se putea încheia istoria omenirii în ziua aceasta. Așa? Până la pecetuirea vedeniei și profeției și până la ungerea Sfântului Sfinților ca împărat suprem al Universului, a Domnului Iisus Hristos. Și îi spune când? Versetul 25. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului, de atunci încep 70 de săptămâni. Este un limbaj profetic, 70 de heptad însemnează 70 de săptămâni de ani, adică 490 de ani. O săptămână de ani este 7 ani. Și Daniel spune, uite ce se va întâmpla. Dumnezeu spune prin Daniel, notați lucrul acesta, când se dă porunca pentru rezidirea din nou a Ierusalimului, de atunci începeți să numărați. Sunt 70 de săptămâni, 490 de ani. Și când acești 490 de ani se încheie, intră eternitatea pe pământ. Porunca s-a dat în anul 445 înainte de Hristos. 445 înainte de Hristos. Însă în cuvântul Domnului, Dumnezeu care vede toate lucrurile, spune următorul lucru. Că acești 70 de ani profetici, adică 449, 77, 49, nu? 449 de ani profetici, care sunt literari după sistemul iudaic de numărare, în care fiecare an are 360 de zile, nu 366, 360 de zile, an lunar. Noi mergem după anul solar. Când de la data poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului vor trece 490 de ani, istoria lui Dumnezeu cu omenirea se schimbă. Omenirea va intra în eternitate. În eternitate. Puteam să scăpăm de necazurile acestea. Dar pentru că Dumnezeu vede toate lucrurile, uitați cum împarte Domnul Dumnezeu acest timp, de ziua aceasta măcar. În versetul 25, partea 1, spune cuvântul Domnului, să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru rezidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Ce vrea să spună este următorul lucru. 49 de ani, 7 săptămâni, 77, 49, vor trece de la darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului până la completarea rezidirii a Ierusalimului și templului. Deci așa se împart cei 70 de ani profetici sau 490. Prima dată, 7 săptămâni sau 7 săptămâni de ani, 49 de ani. În această perioadă de timp, de la darea poruncii, sub Artaxerse, al perșilor, au trecut 49 de ani. În 49 de ani, poporul evreu a lucrat la templu și la reconstrucția zidurilor Ierusalimului sub Nemia, Zorobabel și Esra. Apoi cuvântul Domnului spune mai departe. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. Este ceea ce auziți mereu în teologie, perioada tăcută intertestamentară. Perioada tăcută intertestamentară. Între Vechiul Testament și Noul Testament este o perioadă de tăcere. Dumnezeu nu se mai manifestă prin profeți, Dumnezeu nu mai vorbește ca în vechime. Israel este într-o perioadă de 62 de săptămâni de tumult, războaie, fricțiuni. Mai departe, după aceste 62 de săptămâni plus 7 de dinainte, deci 62 de săptămâni plus 7 de 69 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Adică, unsul fiind Mesia, va veni răstignirea. Pentru că Domnul a văzut că Israel nu se pocăiește, nu-L primește pe Iisus Hristos și de aceea când a vorbit
Lucrurile acestea, a spus, cele 70 de săptămâni se vor împarte în trei grupe. Prima grupă, 7 săptămâni de ani sau 49, să vă rezidiți orașul și templu. Apoi urmează partea a doua, 62 de săptămâni, în care este o perioadă de tăcere în istoria lui Israel. Este o perioadă de tumult, este o perioadă de lupte, este o perioadă când tronul lui Israel este pierdut și pe tronul lui Israel ajunge un idumeu sau un edomit, Irod. Și cuvântul Domnului spune că atunci când se împlinesc aceste 69 de săptămâni, citesc încă o dată, după aceste 62 de săptămâni, deci nu în ziua, după, imediat după, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Exact la 4 zile după împlinirea acestei profeții l-au răstignit pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și acum vin la fața dumneavoastră și spun ceea ce Iisus Hristos spune. Iisus spune așa: dacă ați fi cunoscut voi măcar în această zi, sunt 69 de săptămâni, adică ori 7 ani fiecare săptămână, calculați, 69-7 este 483 de ani biblici. 483 de ani biblici. Și Iisus Hristos le spune fariseilor, cărturarilor, cercetătorii Scripturii, voi care știți toate lucrurile, voi știți ce zi este astăzi. Este ziua când se împlinește profeția lui Daniel. Dacă în ziua de astăzi nu vă pocăiți ca să intrați în eternitate și istoria omenirii se schimba, în istoria voastră se va deschide o paranteză și ultimii 7 ani de zile nu vor urma cronologic după primii 69. Ultimii 7 nu vor urma cronologic după primii 69. În ziua aceasta, dacă nu înțelegeți că eu sunt împăratul vostru, eu sunt Dumnezeu, eu sunt fiul lui David, eu sunt omul desăvârșit, vi se ia harul pe care l-ați fi avut de a intra în eternitate și cu restul omenirii Dumnezeu avea planul lui, pentru că pe Dumnezeu nimic nu îl împiedică să convertească toată omenirea la clipeala ochiului, nimic nu îl împiedică, așa. Dar Israel avea rolul acesta, să spună omenirii despre Dumnezeu și despre mântuire. Vă puteți voi trezi măcar în ziua aceasta? N-au vrut să se trezească. Și lucrul acesta l-a durut pe Iisus. Dacă ați fi cunoscut voi măcar în această zi, este ultimul moment când vi se dă o șansă. N-ați cunoscut? Istoria voastră se oprește în punctul acesta. Peste voi pun o mahramă. Să nu mai înțelegeți nimic. Deschid o paranteză între 483 de ani și 490 sau 69 de săptămâni și a 70-a săptămână. Și paranteza aceasta se va numi biserica. Cât de lungă va fi această paranteză? Nu știu. Când se închide paranteza aceasta pe care a deschis-o Mântuitorul Iisus Hristos, începe săptămâna 70-a. Ultimii ani din istoria lui Israel în vederea intrării în eternitate. Practic, în mileniu este o perioadă de tranziție și apoi în eternitate. De aceea, biserica este biserică, Israel este Israel și lume este lume. De aceea, evenimentele pentru biserică sunt de un fel profetic, pentru Israel de altfel și pentru lume de altfel. De aceea nu se poate vorbi despre același lucru și despre aceleași profeții și despre aceeași venire în dreptul Domnului Iisus Hristos, când vorbim de a doua lui venire. Omenirea trebuie să înțeleagă. De aceea Iisus Hristos este necăjit. Sunt și astăzi oameni care nu înțeleg. Măcar în această zi să te pocăiești. Măcar în această zi să te schimbi. Măcar în această zi să vezi că Iisus Hristos în care răbdare și în care milă cu tine. Ți se ia posibilitatea. Ni se ia posibilitatea. De aceea trebuie să te pus preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Israel a pierdut un moment profetic, a pierdut un moment istoric. Tu poți să pierzi un moment răscumpărător pentru tine, un moment de izbăvire pentru tine, dacă înțelegi că astăzi este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să te bucuri în ea, astăzi este ziua în care să-i spui lui Hristos, da. Pentru că de aceea spune Sfânta Scriptură, dacă auziți glasul lui Dumnezeu astăzi, nu vă împietriți inima. Aceasta este semnificația zilei, o semnificație istorică,
o semnificație profetică, este o semnificație pentru eternitate. Istoria omenirii se putea schimba. Și nu ajungeam unde suntem noi acum. Al doilea lucru. În istoria acestui mântuitor respins este legat de evenimente din această zi. Unul din evenimente este porunca pe care o dă Mântuitorul Iisus Hristos apostolilor săi să se ducă în oraș și să găsească acolo ucenicii lui un măgar legat, să-l ia, să-l dezlege, să-l aducă la Iisus Hristos și să îl folosească pentru intrare în Ierusalim. Uitați ce spune cuvântul Domnului, citesc din Luca, capitolul 19. Când s-a apropiat de Betfange, de la vestul 29, și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui i-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și versetul 35, au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Ce loc are această istorie în intrarea lui triumfală în Ierusalim? Iisus, prin acest gest și lucrare profetică, a vorbit despre condiția individuală a omenirii. Iisus a vorbit despre condiția individuală a omenirii pe care a reprezentat-o printr-un măgăruș. Și anume, folosind măgărușul drept animalul pe care el să se zmerească, nu pe un cal alb, mare, așa cum îl prezintă în Apocalipsa 19, și apoi am văzut pe un cal mare și alb, nu, pe cineva care avea 7 coroane împărătești, era Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, oștirile cerului urmau călări pe cai albi. Deci Iisus se zmerește, pentru că de aceea a venit în lumea noastră să se zmerească, să ia asupra lui natura noastră, fără de păcat însă, dar să se facă păcat în locul nostru. Iisus, când s-a folosit de acest măgăruș, a vorbit despre mine și a vorbit despre tine. De ce? Este condiția individuală înaintea lui Dumnezeu a omului, reprezentată printr-un măgăruș. Uitați ce. În cuvântul lui Dumnezeu, orice măgăruș, întâiul născut al măgarului, trebuiește răscumpărat. Condiția individuală a fiecăruia este să fie răscumpărat. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului în Exod, capitolul 13 și cu versetul 13, cuvântul Domnului este limpede și este clar și spune în felul următor: să răscumperi cu un miel, și auziți cu ce? Cu un miel, pe orice întâi născut al măgăriței. Iar dacă nu-l vei răscumpăra, să-i frângi gâtul, să-l omori. Nu ești răscumpărat, nu sunt răscumpărat, voi muri, vei muri. Când Domnul l-a trimis după măgăruș, a vorbit despre condiția individuală a fiecărui om înaintea lui Dumnezeu. Și fiecare om trebuiește răscumpărat cu un miel. Și mielul pentru răscumpărare este Iisus Hristos. A doua condiție a individului înaintea lui Dumnezeu este că fiecare din noi suntem legați. Veți găsi un măgăruș cum? Legat. Mergeți înaintea voastră, veți găsi un măgăruș legat. Fiecare om este legat. Este legat de păcatul firii pământești, este legat de pofta firii pământești, este legat de planurile celui rău.
Și omul nu poate singur să se desprindă din această legătură, de aceea, după ce Dumnezeu te-a răscumpărat pe tine și pe mine, așa cum au fost trimiși cei doi ucenici sau cât s-au dus să găsească măgărușul, le-a spus, când îl găsiți, ce faceți cu el? Dezlegați-l. Tu și cu mine, care am fost răscumpărați, suntem chemați să lucrăm la deslegarea, vestirea cuvântului Dumnezeu pentru eliberarea oamenilor. Măgărușul acesta era viu, dar n-avea libertate. Și adevărata libertate pentru tine și pentru mine nu este să fac ce vreau. Adevărata libertate este să fiu al lui Dumnezeu. Dacă Fiul vă face liber, spune cuvântul Domnului prin Iisus Hristos, Ioan 8 cu 32, veți fi liberi cu adevărat. Când Domnul te dezleagă de păcat, de lanțurile firii pământești și de uneltirile celui rău, numai atunci poți să fii mântuit. Și apoi, cea de-a treia condiție individuală a omenirii, pe lângă că trebuiește răscumpărată, pe lângă că trebuiește eliberată, dezlegată, trebuiește îmblânzită, disciplinată. Nu este o taină pentru nimeni, încercați, nu vă sfătuiesc. Dacă este cineva încăpățânat, este măgarul. De aceea este și expresie între oameni despre măgar. Așa. Dacă este cineva încăpățânat, este măgarul. Și un măgar, dacă n-a fost încălecat niciodată, mai ales unul tânăr, cum este aici, dacă n-a fost încălecat niciodată, a zvârle, sare, mușcă, lovește, te trântește la pământ. Ce vrea să spună Iisus Hristos este următorul lucru. Prin acest măgar, orice om, dacă nu este adus la Iisus ca să fie ordonat în viața lui, disciplinat cu cuvântul Domnului, omul nu se poartă mai presus de un animal. Atunci devine evoluționist. Și crede în încălzire globală. Cine ar urechi auzi să audă. În cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ești disciplinat și nu sunt disciplinat cu cuvântul Sfintelor Scripturi, dacă nu vin la Iisus să-și pună El peste mine îndurarea Lui, să-și pună El peste mine jugul Lui, nu voi putea face nimic afară de ceea ce îmi dictează firea, cel rău și planurile mele murdare. Și Iisus Hristos, în această zi de sărbătoare, a vrut să-mi vorbească și a vrut să-ți vorbească profete și să-ți spună, ia uite-te cum arăți tu în fața lui Dumnezeu, fără de Dumnezeu. Nerăscumpărat, legat și sălbatic. Dar eu, mielul lui Dumnezeu, am puterea să te răscumpăr, să te dezleg și să te disciplinez cu cuvântul Domnului ca să trăiești o viață nouă, pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, mărit să fie Dumnezeu. Și apoi, este al treilea aspect pe care în această zi de sărbătoare, după ce am văzut semnificația zilei acelea, după ce în al doilea rând am văzut de ce Iisus folosește un măgar, cel de-al treilea aspect este legat de intrarea lui Iisus Hristos în templu. În pasajul din Luca este fără detalii prezentat, uitați-mă ce spune aici, în 45 versetul, în urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Însă, în pasajele paralele, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, în Marcu 11 cu 15, au ajuns în Ierusalim și Iisus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. La fel citiți în Luca, în Matei 21 cu 12 și în Ioan 2 cu 14 la 15 la prima lui intrare în templu ca să-l curățească. Și cel de-al treilea lucru este mânia lui Iisus cu privire la jertfe și la porumbei. Deci mânia lui Iisus cu privire la jertfe și la porumbei. Citesc încă o dată ceea ce spune evanghelistul Marcu.
A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Matei însă ne aduce celelalte detalii, Matei 21:12. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau un templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei, pentru ca apoi Ioan să ne spună detaliul final, să spunem așa, în prima intrare în templu, dar este valabil și în a doua, pentru că același lucru avea loc, Ioan 2:14-15. Iisus în templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut tumbici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boii. Observați, oile și boii le-au scos din templu, a vărsat banii schimbătorilor de bani și le-a răsturnat mesele. Nu vorbește nimic de porumbei aici, pentru că uitați ce s-a întâmplat. Mânia lui Iisus Hristos la prezentarea cuvântului și tristețea lui Dumnezeu la prezentarea cuvântului către mine și către tine este aceasta. Dacă după toate profețiile care se desfășoară în fața ta și a mea, încă tot nu vedem bine în Scriptură, dacă după toate lucrările pe care le face Dumnezeu pentru noi, tot nu vrem să ne deschidem mintea, să ne deschidem intelectul, să pricepem pe Dumnezeu ca să ne mântuiască. Dumnezeu vine și spune, uite care este problema. Dacă voi credeți că business în casa Domnului cu oi și boi și schimbătorii de bani, aceasta vă face să vă mântuie, lucrul acesta vă înșală. Le-a răsturnat scaunele, i-a scos din templu, pentru că el a înlocuit jertfele, boii și oile cu trupul său, devenind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar Iisus Hristos a mai spus ceva. Orice faptă pe care vreți să o faceți voi, gândindu-vă că prin aceasta vă mulțumiți și vă liniștiți conștiința, nu vă ajută, pentru că dacă o faceți fără de mine, din ambiție sau din ritual sau din religiozitate, fapta aceasta vă condamnă. Lucrul acesta Iisus nu-l suportă în biserica sa. Și în al doilea lucru pe care îl spune, în legătură cu porumbei, spune că a răsturnat cuștile de porumbei, în greacă scria deschis cuștile de porumbei, că pe porumbei nu i-a răsturnat. Iisus Hristos vrea să spună următorul lucru. O biserică locală, biserica universală, poporul lui Israel, atâta vreme, și notați acest lucru pentru că vorbim într-o biserică penticostală, inclusiv dumneavoastră, inclusiv din ce denominație sunteți dumneavoastră, țineți minte acest lucru, atâta vreme cât o biserică ține porumbelul în cușcă, atâta vreme cât o biserică ține pe Duhul Sfânt în cușcă, biserica aceea nu prosperă și nu merge înainte. Dacă tu crezi că Duhul Sfânt a fost numai pentru apostoli și în biserica ta îl ții în cușcă, că n-ai nevoie de el, nu te mira de ce ești uscat ca o cărămidă arsă. Dacă tu crezi că Duhul Sfânt este numai o poveste frumoasă de rusalii și pe Duhul Sfânt îl ții în cușcă mai departe, și numai când vrei tu, îi mai dai câte o sămânță ca să gângurească cu tine. Înaintarea ta spirituală nu se va vedea niciodată. Duhul Sfânt trebuie să fie eliberat, cum spune unul din cântările noastre, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de orice rău și păcat. Biserica Domnului păgubește. Orice credincios individual păgubește atâta vreme cât ține pe Duhul Sfânt doar o teorie seacă și Duhul Sfânt stă în cușcă. Să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze în familie, în viața personală și să nu credem că îl putem înlocui cu business și cu faptele noastre, cu jertfele noastre, cu oile noastre, cu boii noștri, cu banii noștri. Cel ce mântuie este mielul lui Dumnezeu, și cel ce lucrează la această mântuire este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, porumbelul sfânt care s-a coborât din ceruri.
dar tu și cu mine. Nu te ofensezi pe nimeni pentru că am spus tu și cu mine, eu și cu tine. Îmi vorbesc mie prima dată. Fără de Dumnezeu ne vom comporta ca un măgar, ca un animal sălbatic. Nerăscumpărați, legați și necivilizați, nedisciplinați. Însă mielul lui Dumnezeu a venit și a zis, aduceți-l la mine, aduceți-l la mine. Și mielul lui Dumnezeu are milă de mine și are milă de tine. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar ziua aceasta, este o zi mare, este o zi importantă. Și în această zi mare și în această zi importantă, dragul meu, vreau să-ți aduc aminte cuvintele pe care le-a spus Domnul despre măgăruș, despre mine și despre tine. Domnul are trebuință de tine. Are trebuință de banul tău, are trebuință de glasul tău, are trebuință de picioarele tale, are trebuință de mintea ta, are trebuință de tinerețea ta și are trebuință de bătrânețea ta, are trebuință de rugăciunea ta și are trebuință de toate eforturile tale. De aceea să nu ne purtăm ca unul neinstruit de cuvântul Domnului, ci ca unul care am fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu, nu mai suntem într-o stare de sălbăticie, ci suntem o făptură nouă în Hristos Domnul. Amin.